Vă aduc o bucurie nespusă de mare și aș vrea ca fratele nostru și conducătorul nostru să vină aici lângă mine, fratele În primul rând vă spun la dumneavoastră că v-am adus autorizația. Nu știu să citesc bine localitatea dumneavoastră, pentru că mă încurc în cuvintele acestea care spune așa: se autorizează biserica, funcționarea Bisericii Maranata din localitatea Chemnitz, Germania. Asta e localitatea noastră. Autorizația este valabilă pe termen nelimitat. Nu vi-o dă nimeni nici pe o săptămână, nici pe un an, nici pe 10 ani. Cât veți trăi voi aici, cu condiția de a respecta Cuvântul lui Dumnezeu și Sfânta Scriptură și statutul Uniunii Creștine Pentecostale a Bisericilor Botezate cu Duhul Sfânt. Ăsta este statutul. Frate, îți dau statutul, aici scrie. Nu-i nimic separat de Biblie. Nu-i nimic separat. Apoi, autorizația de funcționare se poate retrage dacă nu se respectă regulile amintite. Ce trebuie să respectați dumneavoastră? Legile țării și Biblia. Să o respectăm și să trăim în sfințenie. Nu putem să venim cu sticla de alcool, nu putem să dansăm aici, nu putem să oprim vorbirea în alte limbi, nu facem noi dintr-un fir de păr o religie. Noi, religia noastră este scrisă aici. Și noi de aici luăm dreptarul vieții noastre. Aici îi dau autorizația de funcționare care este numărul 145. Asta o să o țineți la dumneavoastră acasă, într-un... Nu aici acasă. V-am adus o altă autorizație pe care e aceeași, același număr, și o să o țineți aici într-o ramă. Și toți cine va trece pe aici va vedea că dumneavoastră aveți autorizație de funcționare și că sunteți în interiorul acestei Uniune Creștină Pentecostală a Bisericilor Botezate cu Duhul Sfânt. Dumnezeu să vă ajute să o păstrați în pace. Și acum, mai departe, fraților, să nu credeți că această autorizație a fost făcută pe calculator și semnată și ștampilată de fratele Varga. Eu sunt fratele Varga. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că într-una din zile m-a găsit și pe mine un om pierdut. Mi-a pus două cuvinte de laudă în gura mea. Un om care este un zero. Dar l-a pus Dumnezeu în fruntea poporului ca să-L laude pe Dumnezeu. Iată, vă aduc aici de la Guvernul României, Secretariatul de Stat al Cultelor, Serviciu Asistente Învățământ. Vă aduc aprobarea. Frate, aveți aprobarea Guvernului României ca să funcționați oriunde în lumea aceasta pe baza autorizației pe care au fost eliberate aici. Mai departe, vă aduc o altă hârtie. Secretariatul de Stat pentru Culte. Ne-au aprobat să fim și noi un cult aprobat în România. Noi ne ducem paralel cum merge calea ferată. Aici merge frații pentecostali și aici ne ducem noi. Mergem și îl vestim pe Iisus Hristos cel a crucificat și îl lăudăm pe Dumnezeu. Și aici ai numărul de acolo și avizul care redă că ne-a dat Secretariatul de Stat pentru Culte. Mai departe, suntem autorizați de un tribunal de unde avem noi birou. Ce se întâmplă? Biroul ăsta trebuia să fie în București. Dar eu am avut 3 operații pe creier și am fost bolnav. Și am spus către frați, nu pot să accept să fiu președinte dacă nu mi aprobați o vreme, oricare, cât a vrea Dumnezeu, să facem biroul în Negreștiuaș. Cultul pentecostal are birou la București,
dar ei au cel mai mare birou la Arad, nu e în București. Așa că aici vă dau o sentință care ne o aprobă judecătorul de unde avem noi birou. Pe urmă, vă dau aici Agenția Națională de Administrare Fiscală. Dumneavoastră, din punct de vedere al fiscalității, sunteți legal oriunde v-ați duce. Numai trebuie să știți și să credeți că atunci dacă biserica poate funcționa, dacă are fondurile ei. Și dumneavoastră trebuie să vă strângeți fonduri, dumneavoastră va trebui din venitul dumneavoastră să trăiți în frică și în temere și să vă puneți la biserică. Această biserică nu-i datorează nimănui cu nimic. Dar frate și soră, dacă Domnul te binecuvintează pe tine cu 100 de milioane de euro sau cu 100 de mii de euro, nu-i dai 10.000 la Domnul la biserică? Dacă vei vedea că un frate în România, fie el și neamul tău, va avea nevoie de operație la inimă sau la creier și el nu are bani de medicamente, tu nu o să-i dai 1.000 de euro sau 2.000? Să nu fim așa ceva. Ăsta este fiscul. Nu vă ia nimeni nimic, nu sunteți plătitori de TVA. Mai departe, avem actele de la notarul public, prin care rezultă că noi suntem legal și pe aici, prin ăsta rezultă și din sentința judecătorească și din actul de la notarul public că mulțimea de atunci m-a ales pe mine de președinte. Un muritor de rând, un nimeni din drum sunt eu. Chiar mi-a părut rău că de 3 ori s-au mintit astăzi că eu sunt președintele. Eu sunt cel mai mic frate a dumneavoastră. Și Dumnezeu să ne ține pe toți să-L lăudăm pe El. Dar dacă m-au ales aceia, va trebui ca eu să mă duc să fac și eu lucrarea pe care mi-a spus Dumnezeu. Poate că, nu că poate, 100% dumneavoastră ați fost aleși ca eu să vin la dumneavoastră. Slăviți să fie Domnul! Și aici spune că eu sunt îndreptățit ca să vin să vă dau această autorizație. Și acestea sunt actele. Îți dau un set.